Pauză cu ghinion pentru Astra, dar și pentru principalul Tibi Selimeș, care va trebui să găsească înlocuitor pentru doi dintre titularii echipei sale. Aceștia s-au accidentat, iar Selimeș are dureri de cap în perspectiva următoarelor partide. Fundașul dreapta Mățel s-a întors lovit și supărat de la echipa națională, deoarece ratează șansa de a juca într-un meci decisiv pentru calificarea la campionatul european. Un alt indisponibil a devenit și fundașul Nogo. Jucătorul de culoare a suferit o accidentare gravă la o întâlnire amicală. Astra a jucat contra liderului Oțelul la Galați și a pierdut la limită 1-2, iar antrenorul Selimeș a cunoscut primul eșec neoficial pe banca ploieșteană.